Avem alături de noi o prezență remarcabilă a muzicii ușoare. Bună seara, Anes! Bună seara! Ați vrut să fiți alături de artiștii acestei seri. Ce anume vă leagă de celebrul Jean Constantin? Mă simt onorată, mai mult decât onorată, să fac parte din acest frumos spectacol, această superbă aniversare. Mă leagă foarte multe amintiri de tot ce înseamnă draga Olteanu Matei și Jean Constantin, pentru că am practic adolescența mea am petrecut-o prin turnee alături de ei, am crescut așa cum îmi spune domnul Jean Constantin din când în când, te-am crescut și uite ce mare te-ai făcut și într-adevăr are dreptate, chiar am crescut alături, am crescut frumos, spun eu, pentru că în timp ce colegii mei poate de aceeași vârstă cu mine erau prin cluburi și prin baruri, prin petrecere, eram în turneu cu marii noștri actori și sunt onorată să în seara aceasta să fiu alături de ei. Și furai cât un pic din arta lor, nu? Am foarte multă experiență, am căpătat și pe scenă și în spatele scenei. I-am cunoscut ca și oameni, am primit sfaturile lor cu cea mai mare plăcere și sunt tare, tare încântată să le spun și eu la mulți ani în această seară. Publicul constanțean, în ce fel te inspiră? În ce fel mă inspiră publicul, în general, mă inspiră în tot ceea ce fac. În muzica mea, în versurile mele, chiar în melodiile de pe ultimul meu album, cel mai recent album, care se numește Rază de Soare și deja se află în magazine, melodiile de pe acest album chiar sunt inspirate din viețile fanilor mei care îmi trimit mail-uri cu poveștile lor de dragoste, îmi lasă comenturi pe YouTube la videoclipuri și chiar așa au luat naștere câteva versuri foarte, foarte frumoase. În această seară ne vei cânta melodii de pe noul album? Bineînțeles. Numai melodii de pe noul album. Melodie foarte frumoasă, atât de greu. Premiată la Romanian în Top Hits la Bacău cu premiul pentru cea mai bună compoziție muzicală. Tare mândră sunt de acest lucru pentru că e o melodie foarte frumoasă care a prins și a plăcut mai multor tipuri de oameni și tinerilor și celor mai puțin tineri și în această seară sunt convinsă că o să pleacă. Și celorlalți o să mai cânt I Want to Spend My Lifetime Loving You, e o piesă pe care am cântat-o și în deschiderea concertului David Bisbal când a venit în România împreună cu trupa Provinciali. E un cover foarte, foarte frumos și noul meu single, bineînțeles, aici la Constanța. Abia așteptăm să evoluezi și să ne încânt sufletele, cum faci de fiecare dată, alături de ceilalți artiști minunați din această seară. Mulțumim!